Dă, Doamne, pe lume bine, așa ne-a spus prin cântec, îndrăgita interpretă a muzicii populare românești, a cântecului bihorean, doamna Viorica Flintașu. În această seară avem invitații speciali. Avem interpreți din toate zonele folclorice ale țării. Vrem ca și în această seară să fim mai aproape de sufletele românilor, să fim aproape de oamenii satului, de oamenii de unde noi am învățat lucruri frumoase. Așadar, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, aveți toate motivele să rămâneți alături de noi până la final. În platoul emisiunii noastre Rămășac pe Folclor poposesc mari interpreți, așa cum vă spuneam. Ne aduce în această seară din frumosul Bihor cântecul nealterat, cântecul tradițional, cântecul din vatra satului, artista, celebra artistă a neamului românesc, doamna Viorica Flintașu. Sărut mâna și la mulți ani, doamna Viorica! La mulți ani și bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe toți cei care la această oră, sunt sigură și nu sunt puțini, se află în fața micilor ecrane. Din frumoasa muntenie poposește în această seară, cu gânduri alese și cu cântece frumoase, un alt artist celebru, un artist care de-a lungul anilor a reușit să ne aducă bucurie prin frumusețea cântecului românesc, maestru Ilie Roșu. Bună seara, la mulți ani! Bună seara și la mulți ani! Și la mulți ani tuturor cameramanilor, regiei, tuturor angajaților etno. Tuturor angajaților, tuturor telespectatorilor care... Dar să știi că n-am adus numai bucurie. Dar ce ne-ați mai adus? Mulți au și plâns după ce m-au ascultat. Păi au plâns de bucurie. De ce nu? Că putem plânge și de bucurie. Putem plânge și atunci când suntem fericiți. Da. Sunt convins că și în aceste momente oamenii mai plâng. Mai plâng când din neajunsuri, să spun așa, că vedeți ce se întâmplă în țara noastră. Se întâmplă foarte multe lucruri nu tocmai bune pentru sufletul omului, pentru sufletul celui care locuiește la țară și nu numai. Dar vom vorbi despre români, vom vorbi despre vatra folclorică, vom vorbi despre cum trăiesc românii în această seară, pentru că este bine să ne gândim întotdeauna la sufletele românilor. Dar până atunci vreau să vă spun că din frumosul Mehedinți vine o altă artistă cu un glas fermecător. O artistă care a înregistrat în radio și în Electrecord foarte multe cântece. Este, dacă vreți, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, un model pentru foarte mulți interpreți aflați la început de drum. Pentru mine înseamnă foarte mult prezența în această seară și a doamnei Anica Ganțu. Sărut mâna, bună seara! Bună seara, Georgel! Și pentru mine înseamnă foarte mult în această seară prezența mea în emisiunea voastră, pentru că am ocazia, ca de la început de an, să mă întâlnesc cu voi, să vă spun la mulți ani ție, colegilor din platou, colegilor tăi, colegilor din regie, la mulți ani etno, la mulți ani telespectatorilor noștri și tuturor să vă doresc să aveți un an plin, plin de sănătate și cu spor în toate. Sănătate, spor în toate, vreau să le spun telespectatorilor noștri că vom fi aici de luni până vineri, de la ora 20. Iată emisiunea noastră Rămășa pe Folclor, de astăzi va fi în fiecare seară în casele românilor. Vreau să vorbim despre cum erau odinioară petrecerile și cum sunt astăzi. Își mai permit românii, doamna Viorica, să mai facă petrecerile de altă dată, să se mai distreze și să aibă, nu știu, pe masă tot ce își doresc ei, că tot au fost sărbătorile și de aceea vă și întreb. Eu mă gândesc la petreceri, la acele întâlniri în familie, pline de bucurie, pentru că întotdeauna marile sărbători, marile praznice ale noastre, ale tuturor românilor, sunt un prilej de întâlnire cu rude, cu familii, cu neamuri, cu vecini,
cu toți cei care ne sunt aproape. Dar își mai permit românii să mai împodobească atât de frumos mesele sau suntem totuși prea sărași pentru a mai face petrecerile de altă dată? Eu n-aș spune să ne lamentăm, pentru că atunci când este o sărbătoare, fiecare om se îngrijește din timp să facă tot ce îi stă în putință ca masa aceea să fie cât mai îmbelșugată. De acord, dar iată, dacă Lelea Floarea de la țară, de acolo, de la mine, din Voicești, de unde vin eu, are, să zic, o pensioară de 200-300 de lei, ar mai putea ea să facă oare masa aia de Crăciun și să-și adune toate neamurile, să-și adune nepoții, să-și adune copii? Doamna Anica, văd poate că se gândesc alții să o invite. Ia ziceți, doamna Anica. Nu, spun că nu. Poate că face acea masă despre care vorbim acum, dar cu ajutorul copiilor. Dacă sunt plecați, dacă e doar singură și pensioara aceea de care spuneai tu este așa de mică, face mesele, dar cred că cu mai puține persoane. Adică să... Eu știu, face masa de Crăciun, face masa de Paște și nu numai... Dar spuneați noastră cu ajutorul copiilor care muncesc peste care muncesc în afară sau care sunt plecați la oraș, dar românul face, să zic, imposibilul ca de sărbători să aibă fie așa pe cum masă era odată. Ceva. Nu, poate că nu cum era odată. De ce spun asta? Că nu mai păstrăm originalitatea de acum nu știu câți ani. Spre exemplu, mesele în copilăria mea erau altfel, acum sunt altfel. Domnul Ilie Roșu, ați avut masă bogată de Crăciun, ați avut îndeajuns, să spun așa, că aveți o familie mare, aveți copii, aveți fiini, aveți nepoți. De Crăciunul ăsta? Nu știu care Crăciun. Ăsta, cel care a fost acum 2 ani, 3 ani. Sunt convins că orice român până la urmă găsește o posibilitate să-și îndestuleze masa cu ce trebuie. Dar mă duci pe un teren minat. În momentul când spui mai poate omul să mai, înseamnă că a putut cândva. Păi a putut cândva, pentru că erau și alte vremuri. Și atunci intrăm pe un teren minat. Înseamnă că înainte se putea, era mai bine... Iar acum e mai rău. Și acum de ce este mai rău și de ce nu Pentru se mai poate? Pentru că ne-am ales noi drumul ăsta. Ne-am ales drumul ăsta. Vorbim despre drumul ăsta. Orice, după ce bătrân, ascultăm... orice bătrân care și-a chivernisit bine bănuțul și a avut grijă de să îmbătrânească frumos, are și astăzi. Care a mers mai mult în cârciumă, da, dar în ultima vreme parcă vedem foarte mulți oameni săraci, domnule Ilie Roșu. Vreau înainte de a merge la locul de cântat să le reamintim celor de acasă că noi în continuare construim colecția de viniluri aici la Rămâșa pe Folclor, iar dumneavoastră ne-ați adus două plăci, așa cum sunt ele cunoscute, de două. Toți cei care iubesc muzica populară. Abia le-am găsit prin casă și am venit să mă laud cu ele. Așa, noi, și eu de vreo 150 de noi ani. Le vom pune acolo, la locul lor. Iar acum puneți dumneavoastră la sufletele oamenilor două cântece frumoase. Cântecul este un balsam pentru sufletul omului. Cântecul în ziua de astăzi este o alinare pentru inima noastră. Doamnelor și domnilor, după ce ascultăm cântec popular, ne vom întoarce aici la Rămășagă pe Folclor cu discuții interesante. Rămâneți cu noi! Prin ea, îmi vedea
te leacă, bătrânețea nu se-mi placă. Să treacă ani la drum și ei petrece cântând. Să treacă ani, să treacă, să se ducă și ce dacă. Să treacă, nu-mi pare rău, te-am trăit cum am vrut eu.
la viața mea și bune și rele. Dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea. Și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea. Și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Mi-a plăcut cinstit să fiu și-am urât minciuna. Nu muncesc pentru avere, ci pentru fetele mele. Să aibă totul de gata, fetele lui tata. Nu muncesc pentru avere, ci pentru fetele mele. Să aibă totul de gata, fetele lui tata. Vrea bunul Dumnezeu să-mi dea sănătate, să-mi văd fetițele mari și-apoi măritate. Să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Să le fie bună soarta, fetele lui tata. Să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Să le fie bună soarta. Da, cântece frumoase ascultăm în această seară, doamnelor și domnilor, și aș vrea ca toate cântecele interpreților noștri să fie cu dedicație specială și pentru Ovidiu Achim, pentru prietenul nostru drag, pentru soția lui și pentru puișorul lor. La mulți ani, Ovidiu Achim, pentru că astăzi este ziua ta. Și la noi se uită, să știți, și domnul doctor Liviu Stroie din comuna Ștefănești, sat Dobrușa, județul Vâlcea, un om minunat, un om care iubește muzica populară și mi-a transmis acum un mesaj, mi-a spus că vă felicită și că îi place foarte, foarte mult tema emisiunii. Îi plac foarte mult discuțiile din această seară. Domnule doctor Liviu Stroie, sănătate vă dorim și gânduri alese și pentru nea mică cântărețu din comuna Dobrușa, sat Ștefănești, județul Vâlcea. Să fac și eu o dedicație? Faceți, domnul. Dacă tot am intrat. Sigur, și tărâmul și dedicațiilor. Doamna Viorica are. Pentru familia Togan, doi profesori, domnul Dumitru Togan și Lenuța Togan, profesori de matematică, respectiv de fizică, îi iubesc și respect. Sunt amândoi, și nu numai amândoi, tot neamul Togan, fac parte din sufletul meu. Îi iubesc și respect. De asemenea, vreau să dedic această emisiune și Elenei Florescu, lui Paul Secu, de la Rotunda, pentru Steliana Cojocaru din Conțești, Telorman, familia Togan, am uitat să spun că ei sunt din Rădulești de Videle, că mai e un Rădulești, să nu confundăm. Sănătate, sănătate pentru toți, repejor și doamna Viorica Flintașu, pentru care sărbătoriți în familie. Aș dori pentru nepoata mea, nepoată Nora fratelui meu, preoteasa cea tânără, cum este cunoscută, soția preotului Iulius Pașcu Pituț, din Beiuș Bihor, Nicoleta, care sărbătorește astăzi ziua de naștere, să fie sănătoasă, să fie fericită alături de întreaga ei familie, de fetițele ei minunate și frumoase și dulci. Niște fetițe cu rezultate excepționale. Una e studentă și una este în școala
prima rând. Să fie sănătoase, să le dea Dumnezeu la mulți tot ani, ce dragă Nicoleta, și profit de acest fapt să le urez și cumnatei mele din Priboeni, Argeș, și familiei neamurilor noastre de acolo, familiei Enache, Nina și Costel, cu întreaga familie, albanezii, cum sunt cunoscuți, familia Bebe și luminița a Clincii. Aveți mult. Să fiți sănătoși și toți vecinii noștri de acolo, din Priboeni, și nu în ultimul rând, cei din Săliște de Beiuș, satul meu. Să trăiască și bihorenii, să trăiască oltenii, muntenii, dobrogenii, toată lumea să trăiască. Doamna Anica Ganțu, cum petrec românii pe bani puțini? Vreau să mă și corectez, pentru că n-am fost atentă. Am vrut să spun că românul face tot posibilul ca masa de Crăciun să fie, chiar dacă are bani puțini, că se mai... Vorbeam de o bătrână, mai cu pensioară. Mai vine un porc, o găină, o rată. Așa, se împrumută până când ia pensia. Cealaltă, că am zis, face imposibilul, face tot posibilul să aibă pe masa de Crăciun sau de Paște, de orice sărbătoare, să fie ce trebuie pe masă. Păi, sunt, așa cum spunea domnul nostru de Ilie aici, Roșu, domnul Ilie, Ilie, da, marele nostru artist, mai devreme, omul bătrân e mai chipzuit. Dar și cei tineri, că mai, să zic eu, mai nechipzuiți, nu. Le plac multe lucruri și... Dar totuși, cu bani puțini, se străduiesc ca de sărbători să aibă tot ce le trebuie pe masă. Vreau să vorbim puțin despre petrecerile din tinerețile dumneavoastră, dacă vreți, dar după ce cântăm. Pentru că trebuie să le mai dăruim celor de acasă cântece frumoase. Avem, doamnelor și domnilor, pregătite pentru dumneavoastră două cântece extraordinare interpretate de celebra Anica Ganțu. Să fii m-a făcut de suferit, multe am pierdut inimioară, dar nu l-am luat în seamă. Rabdă inima și taci, cum ai fost nu te mai faci. Înainte zile multe, îndărăt nu mai ai unde. Rabdă inima și taci, cum ai fost nu te mai faci. Înainte să ai ani mulți, îndărăt geaba te uiți, mă. Drumul la răscruce, nu știi viața unde duce, nu știi încotro sau puci, mă. De necazuri să mai fugi, mă. Rabdă inima și taci, cum ai fost nu te mai faci. Înainte zile multe, când arăt nu mai ai unde. Rabdă inima și taci, cum ai fost nu te mai faci. Înainte să ai ani mulți, când arăt geaba te uiți, mă. Thank you.
Nu știu, Doamne, ce-am făcut, mă. De-am luat drumul greșit, mă. Inima ascultă-i de tine și-mi fumai rău numai bine. Rab de inimă și taci, cum ai fost, nu te mai faci. Înainte zile multe, îndărăt, nu mai ai unde. Rab de inimă și taci, cum ai fost, nu te mai faci. Înainte să ai ani mulți, îndărăt, geaba te uiți, mă. E, cu inima nu este ușor și cu ea nu te poți juca. De multe ori trebuie să-i mai pui lacăt inimii ca să nu ia razna. Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că în partea a doua a emisiunii noastre ne întâlnim cu Steliana Sima, Elena Merișoreanu și Vasilica Tătaru. Avem așadar momente frumoase pentru dumneavoastră și avem discuții interesante. Ne întoarcem aici la Rămășag pe Folclor după o scurtă pauză de publicitate și vom vorbi despre tinerețe, vom vorbi despre petrecerile de odinioară, dar toate după pauza de publicitate. Doar
Doamnelor și domnilor, suntem la Rămășagă pe Folclor și vă reamintesc că vom fi alături de dumneavoastră de luni până vineri de la ora 20. În partea a doua a emisiunii noastre ne întâlnim cu alți artiști. Vor veni în platoul emisiunii noastre Steliana Sima, Elena Merișoreanu și Vasilica Tătaru. Mă uit în dreapta mea și văd un costum autentic, un costum de patrimoniu, dacă vreți, pentru că, iată, acolo, în Lada de Zestre, doamna Viorica Frintașu păstrează aceste lucruri moștenite de la idumnei. Este un costum minunat, doamna Viorica, întotdeauna v-ați prezentat în fața publicului impecabil, și din punct de vedere al repertoriului, dar și din punct de vedere al costumului tradițional românesc. Desigur, este, așa cum ai remarcat, un costum pentru iarnă. Cam și sumanu, am această cârpă de după cap și zadie altfel decât apar adeseori. Dacă ne uităm tradițiile, dacă nu ținem seamă de bogăția acestor tradiții, înseamnă că nu ne rămâne mare lucru. Suntem datori, interpreții cântecului popular, sunt datori, dacă slujesc cu adevărat cântecul popular, tot atât de importantă este și ținuta, cred, după opinia mea. Ținuta nu este numai a noastră, este acestui neam înzestrat, acestui neam horitor. Sunt podoabele lucrate de mâinile harnice ale femeilor satelor. Femeile dintotdeauna au avut bun gust. L-au pus în țesături, l-au pus în cusături, l-au pus în tot ceea ce însemna veșmântul tradițional. Când se făceau petreceri, că tot la petreceri revenim, cele de odinioară, tot așa mergeați în costumul popular atunci când aveați 19-20 ani? La mine în sat, oamenii au purtat acele costume. Unde mai exact? În ce sat? Al Săliște de Beiuș, din depresiunea Beiușului. Este un ținut... La satul meu este așezat la poale de Apuseni, de acolo încep munții, să gată drumul. Sunt locuri minunate acolo. Sunt... Viorica îți vorbește despre costum popular 24 de ore. Te vorbește pentru că vorbește foarte frumos. E fică de preot și nu, a fost bibliotecar. Soră de popă sunt. Da, da, da. Și îți dai seama... Vorbește frumos, cântă frumos, dar sunteți datoare cu răspunsul, doamna Viorica, nu mi-a petrecerile. Spus. La 20 de ani vreau să știu cum erați. În fustă scurtă, în costumul țărănesc? Sigur că aveam fustă scurtă. Numai că pe scenă purtam un costum mai tineresc. Costumul pe care eu îl îmbrac acum și în ultimii ani sunt acele costume potrivite cu vârsta mea, pentru că degeaba ne lustruim în oglindă, dar vârsta trebuie să ne o respectăm și prin ținută. Și ținuta o respectați și cântecul tradițional îl respectați. Știu că în cele ce urmează ați pregătit un moment special pentru cei de acasă, un cântec de suflet, un cântec de linie, dacă vreți. Este un cântec pe care eu nu l-am mai cântat în emisii de televiziune, decât poate mai de mult la televiziunea publică. Este o variantă de Mioriță. Miorița, știm cu toții, acest cântec răspândit pe întreg ținutul țării, este poate cel care ne reprezintă mai mult și care a fost contestat cu o vehemență
această legendă. Este o legendă, unică, așa este cântecul Balada Mioriței. Să știți că timpul este cel mai mare dușman. Miorița este a noastră. Direct. Să știți că aș vrea să ascult și eu și cei de acasă acest cântec de suflet, această Mioriță specială. Peste munți înalți, înalți și negurați, pe munții cei mari, mărturii păcurari. Doi se sfătuiră cu lacrimi.
Doamna Viorica, această cântare a dumneavoastră mi-a răscolit sufletul și inima. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Ne întoarcem imediat după o scurtă pauză de publicitate. Frunza pomului, scurtă-i viața omului. De-aia beau și joc și cânt, de necazuri să mai uit. Verde-i frunza pomului, scurtă-i viața omului. De-aia beau și joc și cânt, de necazuri să mai uit. Dau noroc cu fiecare, hai noroc și la mai mare. Se nopțile, astea două de n-ar fi, nu știu cum am mai trăit. Vino și femeile, fac frumoase nopțile, astea două de n-ar fi, nu știu cum am mai trăit. Beau și ea și beau și mâine, cât în stomului bine. Să vorbești mai rar, când bei un pahar în plus, uite ce mai aveai de spus. Bei pahar după pahar, începi să vorbești mai rar, când bei un pahar în plus, uite ce mai aveai de spus. Că vorba poietului minușele rostului, un pahar mintea ți-ascute. O strici dacă bei mai multe. Un pahar de vin curat, dacă bei nu e păcat. Dar să știi când te oprești, până nu te amețești. Un pahar de vin curat, dacă bei nu e păcat. Dar să știi să te oprești, până nu te amețești. Beau și ea și beau și mâine, cât este omului bine. Cu prietenii la masă, viața-mi pare mai frumoasă. Că vorba poietului minușele rostului, un pahar mintea ți-ascute. O strici dacă bei mai multe. Dar nu am uitat.
cântece frumoase am avut în această seară, în prima parte a emisiunii Rămășagă pe Folclor, doar pentru dumneavoastră cei de acasă. Doamna Viorica, vă mulțumesc din suflet pentru prezență și pentru aceste daruri muzicale. Eu vă mulțumesc, tuturor. Mă bucur că ne-am revăzut. Mă bucur de întâlnirea cu colegii mei de cântec. Mă bucur că am putut petrece această primă parte a emisiunii Rămășac pe Folclor împreună cu dumneavoastră și cu cei de acasă, cărora îngăduim încă o dată la început de an să le urez din tot sufletul sănătate, bucurii și să trăiască ani mulți și fericiți. Și să urmărească programele televiziunii Edno, pentru că ne străduim de fiecare dată să realizăm programe frumoase. Mulțumim, maestre Ilie Roșu, vă dorim toate cele bune. Și eu mulțumesc din suflet pentru invitația făcută, oricând cu mare plăcere. Încă o dată la mulți ani tuturor celor care ne privesc, tuturor românilor, fără niciun fel de opreliște. Să fie doar soare, bucurie și dragoste în sufletele românilor. Mulțumim, doamna Anica Ganțu, de fiecare dată o bucurie pentru noi, prezența dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație, pentru că am fost în această primă emisiune la Rămășac pe Folclor din acest an, nu? Și cu acest format, cu acest format, spunem da, așa. Mulțumesc și vom fi suflet... aici de luni până vineri, de la ora 20. Să aveți succes ca și până acum, felicitări Edno, la mulți ani, să aveți reușite și cu toții să fim sănătoși, să avem un an minunat. Să avem un an minunat și să avem în continuare dragostea publicului. Mulțumesc, doamna Viorica Fintașu, mulțumesc, domnul Ilie Roșu, mulțumesc, doamna Anica. Doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam, în partea a doua a emisiunii noastre, ne întâlnim cu mari interpreți ai cântecului popular. Trebuie să vă mulțumesc și dumneavoastră, celor de acasă, pentru că în aceste momente văd pe pagina noastră de Facebook Rămășa pe Folclor și Edno TV foarte multe mesaje. Mesajele dumneavoastră ne ung sufletul și inima. Mesajele dumneavoastră ne dau curaj de a merge mai departe. Încercăm aici la Rămășa pe Folclor să promovăm cântecul tradițional românesc. Încercăm să aducem bucurie în sufletele dumneavoastră, pentru că noi știm cântecul este cel mai bun medicament pentru sufletul omului. Dar cu aceste cântece de suflet vin alți artiști, așa cum vă spuneam. Vine îndrăgita interpretă a cântecului oltenesc, interpreta cu cei mai frumoși ochi din lumea muzicii populare românești, o artistă cu ștate vechi în cântecul popular, o artistă frumoasă la chip și la suflet. Și zice că să mai continui, nu mai continui, pentru că vreau să te primesc cu aplauze și cu dragostea mea. Steliana Sima, sărut mâna, Steli, bine ai venit, ai acolo un microfon cu roșu, cu galben, ai cozonac, cornulețe, mere, bună pere, seara ce vrei. Tuturor, hai să ne îmbrățișăm. Mă bucur că te văd, să rămână. Și eu mă bucur și îmi place noul format al emisiunii. Este o emisiune aerisită și o emisiune cu interpreți valoroși. Așa vom fi de luni până vineri, de la ora 20. Așa o să o țineți? Așa o ținem, gata. Ați început frumos. Și dacă o ținem cu cântecul oltenesc, trebuie să o ținem și cu cântecul din Transilvania. Da. Pentru că din țara Hațegului vine o interpretă model, dacă vreți, pentru foarte mulți interpreți aflați la început de drum. O artistă care are multe înregistrări în radio, în Electrecord, o artistă minunată, o artistă pe sufletele noastre. Chiar avem ștate vechi aici. Aveți și doamna Elena Merișoreanu are ștate vechi. Păi despre, doamna despre asta Merișor, sărând mâna, bună seara, la mulți ani. Iată, doamna Elena Merișoreanu nu a uitat că noi în continuare construim colecția de viniluri și ne-a adus și aceste plăci. Întâi dăm voie să-i spun, George, bine v-am găsit pe tine și întreaga echipă. Sunteți în casă nouă și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt onorată că în această seară sunt cu cea mai bună prietena mea și colega mea dragă, Steliana Sima, cea mai frumoasă bunică. Eu am venit cu o parte din discurile care... Vă rog frumos să-mi dați mie această parte pe care ne-ați promis-o.
Că da. Data trecută ați venit cu mâna goală, dar acum ați venit, ne-ați adus, să ne ajungă. Da. Vom vorbi în această seară. Vă rog să vă așezați pe această canapea și tot pe această canapea o primim și pe următoarea artistă. Este o artistă cu un chip angelic. Vă pot spune că are chipul unei zeițe picate parcă de undeva din ceruri. Este mamă, este actriță, este prezentatoare, este o artistă cu un suflet minunat. În sufletul ei găsești toate dorurile, toată dragostea și toate bucuriile. Este prezentatoarea emisiunii Sub Lupă și în această seară vine să vă aducă un strop de bucurie prin cântecul ei minunat. Vasilica Tătaru. Bună seara, Vasi! Sărut mâna, nici tu nu ai venit cu mâna goală și ne-ai adus aceste discuri. Mă bucur să te revăd, draga mea, ești frumoasă. Bine, te rog să vii aici, pentru că te așteaptă acolo un locșor. Mulțumesc frumos, la mulți ani tuturor, pentru că este prima voastră ediție Rămășac pe Folclor. Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitație și Georgel, pentru că data trecută l-am adus pe minunatul Ion Dolănescu. În această seară am venit cu Mirabela Dauer și prietena noastră și artista noastră minunată. Așadar, doamna Corina. Așadar, pentru viniloteca voastră, pentru că v-ați păstrat acest tezaur de muzică valoroasă. Vă rog să vă completați. Îți mulțumim mult de tot, te rog frumos să te așezi, mulțumesc, să te simți ca la tine acasă. Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că în această seară, din țara Năsăudului, dacă vreți, tot din Transilvania noastră minunată, vine un alt artist cu o voce caldă, o voce bine timbrată. Cântecele dumnealui întotdeauna ne-au adus așa un strop de bucurie. Un strop de bucurie vine să vă aducă părintele Cristian Pomohaci. Îi spunem bun venit aici la Rămășag pe Folclor. Sărut mâna, părinte, și la mulți ani! Doamne ajută, la mulți ani! Salut pe fiecare doamnă frumoasă astăzi aici în platoul dumneavoastră prezentă. Salut cele mai frumoase doamne de acasă și pe doamnele din platou. La mulți ani, Denisa, la mulți ani, Dani, și nu știu ce mai e în platou acolo. Avem acolo doamne frumoase, avem pe Denisa Leho, pe Mari Nicolae. Mari și mai Dani și Daniela, nu este Daniela. Nu, Daniela nu avem. Daniela, da, avem doi Danieli, așa. Nu, este. Daniela. Daniela nu, Daniela este iubita mea și este acasă, se uită la noi. Părinte, vă rog Daniela să vă așezați așa cum așezi. Deci noi adus-o. Nu am adus-o, am lăsat-o acasă pentru că vreau să se uite la emisiune și să-mi spună, după ce terminăm această emisiune, dacă m-am descurcat, dacă am fost frumos, dacă am fost deștept. Dar în această seară am oameni frumoși, am oameni deștepți și vreau să vorbim despre traiul omului de la țară. Să vorbim despre țăranul român, despre omul care merge la munca câmpului, despre omul care adună bucurii, despre omul care adună necazuri. Steliana Sima merge des la Cilieni, acasă la ea, acolo unde o așteaptă măicuța ei dragă, cu toată dragostea și cu bucurie, dar o așteaptă de multe ori și cu lacrimi în ochi. Steliana, mă bucur încă o dată, spun că ești alături de noi și vreau să o salutăm și pe măicuța ta dragă. Și cum măicuța este? Și tăicuțul. Și tăicuțul nu l-am cunoscut. Din fericire, dar pe mama... Pe mama am cunoscut-o la cunoscut. Botez, mă. Când și ai... Păi a fost și, și tătițul a fost. Dar n-am știut, că nu mi-a spus. Mama ta nu mi-a spus că e cu tăicuțul. Da, îl salutăm și pe tăicuțul, să trăiască părinții tăi minunați. Sunt bogată, sunt fericită, îmi trăiesc părinții, slavă Domnului, sunt sănătoși și nu vă puteți închipui, de fapt, cei care și cei care au și cei care nu mai au, cât de mult înseamnă că atunci când mergi acasă să fie cineva acolo, să-ți deschidă poarta, să te mai răsfețe cu, eu știu, cu bunătățile cu care tu erai învățat și ai crescut și să te reîntorci în copilărie. Tu ai un secret și în această seară, dar puțin mai târziu, ne vei... Escormonește acum, hai! Hai scormonește, păi, tu. Trebuie să mai scormonim așa în sufletele oamenilor, dar scormonim, să spun așa, doar lucrurile frumoase. Știm că tu ai ceva în suflet, ceva ce nu ai spus niciodată mamei tale, dar aș vrea să cântăm,
Da? Și apoi să vorbim despre acest secret al tău și să vorbim despre traiul omului de la țară, pentru că sunt foarte mulți oameni care se uită la noi, sunt foarte mulți oameni care iubesc emisiunea Rămășa pe Folclor. Așa că locul de cântate așteaptă Steliana Sima, iar acum, tu da? În această seară ne aduci bucurie prin cântecul tău, cu glasul tău fermecat, ai venit să cucerești așa inimile noastre ale tuturor. Înainte de a vă oferi cântecele mele în dar, vreau să precizez că sunt cântece în prima audiție pentru voi. Da, sunt trei cântece după noul meu album și mă bucur că îmi dați prilejul să încep să le prezint și pe micile ecrane. Ele au fost doar pe canalul de YouTube, pe pagina de Facebook, Instagram și așa mai departe, doar dar pe rețelele de socializare. Și noi în această seară ne-am deschis porțile, da, și primim cântecele tale în primă audiție. Doamnelor și domnilor, Steliana Sima!
când pun capul să mă culc, cu gândul acasă mă duc, mă. Mă gândesc că câtă oare la casa mea de la țară. Nu știu alții cum. Felicitări, felicitări, Steliana, te invităm aici la locul tău. Doamnelor și domnilor, mai și mai înainte de a începe emisia să plâng și eu. Colegii mă cablau, îmi puneau la valiera tot ce trebuie și când să intru în platou, văd pe Vaslica Tătaru plângând. O întreb, ce-ai pățit, draga mea? De ce plângi? Te pot ajuta cu ceva? Nu. Am înțeles că tema emisiunii este traiul omului de la țară. Și vorbeam cu doamna Steliana Sima și cu doamna Elena Merișoreanu și uite așa mi-am adus aminte de bunicii mei. Mi-am adus aminte de bunica când n-a mai fost printre noi, iar bunicul a trebuit să plângă 3 zile și despre perioada aceea cu caii, despre perioada cu aratul și așa mai departe. Vasilica, încă o dată spun că mă bucur că ai venit în această seară alături de noi. Tu ești un om sensibil, un om cu un suflet curat. Îți mulțumesc, Georgel. Da, și despre perioada CAP-ului și despre perioada întregii mele copilării. De altfel, un univers în care exista foarte multă viață în acel sat acolo unde am copilărit. Din păcate, astăzi există un drum foarte greu accesibil să pot să mai ajung să văd măcar casa bunicilor mei. Casă în care a rămas o doamnă care stă acolo, o doamnă necășită, neavând locuință, a fost lăsată să locuiască, să-și trăiască zilele atât cât îi le lasă Dumnezeu. Și da, întotdeauna bunicii mei vor reprezenta un subiect sensibil pentru că nicăieri nu m-am simțit mai frumoasă și mai apreciată, dragă prietene, decât acolo, lângă ei. Niciun somn, cred că, n-a fost mai odihnitor decât în patul acela, care până să aibă o saltea din pene, vreau să zic că aveam o saltea din paie, din fân, pe care le schimba la un anumit, dar eu eram foarte mică. Însă bunica a fost o femeie care a muncit foarte mult și noi am avut de toate. Când mă refer și spun noi, mă refer și la alți 3 verișori, frații între ei, ai surorii mai mari, ai maică-mii, și încă o altă verișoară, aceea fiind cea mai mică dintre noi, prea puțin poate că a luat contact cu această zonă rurală despre care îți povestesc. Dar în satul bunicilor mei, Am foarte multe flash-uri, nici măcar dacă îi le-aș povesti și când îi le povestesc Marandei, spre exemplu, de aceste amintiri,
îmi și spun, mama, vorbești despre o lume, vreau și eu acolo, vreau și eu să merg cu pui de curcă, cu bobocii de rață, cu cei de gâscă. Să merg cu bunicul la Măi, până și diminețile, arat, exact. Pentru că seara, cu plugul, cu exact, și când mergea bunicul, spre exemplu, să-și adune porumbul de pe câmp, să-și adune fânul, pentru cei crescuți la țară, cunoașteți lucrul ăsta, mă punea să stau în fața cailor pentru ca căruța să nu fie deplasată, să nu se deplaseze și în felul ăsta să se dezechilibreze cel care era cu o furcă în căruță și o alta jos, că așa se luau, știi, nu... Exact, exact. Vasilica, dar eu vreau să te întreb... Din ce își adunau oamenii banii ca să își pună pe masă ce avea nevoie, să-și întrețină copii, nu știu, să se gospodărească până la urmă, să aibă omul în casă tot ce-i trebuie? Din cunoștințele pe care eu le am, pot să-ți spun că bunicii mei n-aveau o pensie foarte mare. Pentru că bunicul, mi-amintesc că a lucrat puțin timp la CAP și a iubit cai mai mult decât... pe bunica, pot să zic, și mi-asum lucrul ăsta când spun. De două ori l-am văzut pe bunicul meu plângând, odată când i s-au vândut caii pentru că a ajuns la o vârstă neputincioasă, nu mai putea să-i țină în frâu. Și a doua oară când mi-am văzut bunicul plângând, a fost atunci când bunica a plecat dintre noi și l-am auzit plângând în hohote. Și mi-amintesc de această muncă asiduă, colosală, pe care o aveau și își lucrau pământul, și pământurile erau multe, cum sunt și astăzi de altfel, dar nu are cine să le lucreze. Dar de ce nu are cine să le mai lucreze? Ce fac tinerii? Din păcate, din în satul... Sau se mai întorc păi și nu, la munca uite, câmpului? Dintre nepoți, eu, spre exemplu, m-am căsătorit, evident, făcându-mi școala la oraș, de aici încolo am avut copii și m-am îngrijit, înțelegi? Nu, n-aș fi avut cum să merg să cultiv terenul bunicilor mei, dar mi-aș fi dorit să fi rămas măcar dintre ceilalți. Să zicem că la mine așa e planul schițat de Dumnezeu, că a fost să plec, să nu mă stabilesc acolo, dar mi-aș dori când o ajunge mai bătrână, dacă mi-ngăduie Dumnezeu, să pot să am o căsuță și cu o sobă în lemne și să simt mirosul de foc în sobă. Revenind la întrebarea ta, mi-amintesc că mă trezeam dimineața și permanent trecea o mașină cu niște canistre din aluminiu și atunci fiecare gospodină din sat ieșea și vindea laptele, spre exemplu. Da, laptele de la vaci. Da, și la mine în sat oamenii vindeau lapte, puneau porumb, puneau fasole, vindeau fasolea. Sigur. Știu că mama mă trimitea să cumpăr 2-3 kg de fasole. Dar vorbim despre fasole, despre porumb și despre viața omului de la țară după o scurtă pauză de publicitate. Iar după publicitatea noastră, Vasilica Tătaru vine cu cântece frumoase. Rămâneți, ne întoarcem. Slabă. De ce ești neagră și slabă? Păi neagră sunt de felul meu și slabă de dorul pe la poartă.
mă certa, mai să i-arunci mai amânat, să creadă că ne-am certat. Mulțumesc!
piesă foarte frumoasă și această piesă să fie cu dedicație specială din partea doamnei Maria pentru compozitorul, pentru soțul dumnei, pentru Marius Micu, pentru că astăzi domnul compozitor, omul nostru drag, domnul Marius Micu împlinește frumoasa vârstă de 70 de ani. Iar fiul Mihai Micu împreună cu nora Oana, dar și copiii și nepoții dumnealui Efrem și Nectaria, toți îi spun la mulți ani. La mulți ani și din partea mea, domnule Marius, să fii sănătos. La mulți ani și din partea lui Liviu Ghimet. Și la mulți ani unei familii dragi mie, din Piatra Neamț, din Vaduri, familiei Scacir, cu toată dragostea și din toată inima. Îi salutăm pe toți românii care ne urmăresc la această oră. Doamna Elena Merișoreanu, mama noastră dragă, da, dragii omul mei, nostru frumoși, cu suflet de aur. Ce s-a întâmplat? De ce ați ajuns la capătul puterii? Păi cum auzi, noaptea de anul nou mă așteptau oamenii și eu n-am mai ajuns la unde am promis. Nu vine să cred așa ceva, adică ați promis și nu v-ați dus când oamenii aveau nevoie acolo de... Culmea, că am luat și banii înainte. Și a trebuit să dau banii înapoi. Un om sincer, dar ce s-a întâmplat? De ce n-ați ajuns? Am dus într-un loc și acolo am încremenit că a fost bine și n-am mai scăpat. A, deci v-ați mulțumit cu prima cântare, să zic. Bineînțeles, că am zis că și restul nu mai contau, dar îmi cer scuze. Dar oricum, salut publicul care ne privește acum, că publicul ne-a creat, publicul ne ține și dacă Dumnezeu m-a ținut sănătoasă până la vârsta asta, mulțumesc și vă mulțumesc și vouă, mulțumesc bunului Dumnezeu, mulțumesc publicului și vouă, media și colegii mei dragi care îmi face o plăcere teribilă. Să știi că noi am fost tare curioși. Cine ți-a orchestrat aceste minunății de piese? Da, îmi face o mare bucurie să vă spun. Prima melodie este imprimată cu frații Ștefăneți din Republica Moldova. Foarte. Iar cea de-a doua melodie, Leagă-mă cu ață sau Un foc al inimii, ca să zic, o melodie de dragoste orchestrată de dirijorul Marin Alexandru, căruia îi mulțumesc din toată inima. Sunt cât de ce frumoase, îi salutăm. Textul îi aparține lui Jenny Nicolau la cea de-a doua melodie, iar linia melodică îmi aparține mie în procentaj de 70%, 30% unor muzicanți vestiți din Moldova, și anume familia Rigu Ciornei. Le mulțumesc. Felicitări, felicitări, Vasilica, doamnelor și domnilor. Ia uitați. Una, două, trei. Tot să ne chemați așa. Patru, și aș putea să număr aici zile. Auzi, cred că am vreo 11. Câte discuri are doamna Elena Merișoreanu, câte... Doamne, deci foarte multe discuri din vinil și iată cum ne îmbunătățim și noi colecția de viniluri. Și pentru că doamna Elena Merișoreanu ne-a adus aceste plăci, în schimb îi dăm și noi o scurtă pauză de publicitate și după pauza de publicitate doamna Merișor ne dă și cântec frumos din Transilvania. Rămâneți, ne întoarcem! La 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 la
stâna baie lui, mă la 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 la, sus în vârful munte lui, mă la 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 la, stâna-i nouă păruită, la 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 la, așteaptă-mă îndrăbăciță, la 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 la. La 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 la, se stăm vara sus în munții, la 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 la, ca așa suntem noi făcuți, la 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 la, se stăm vara sus în munții, la 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 la, să cântăm printre brădui, mă la 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 la, învârtit adorului, mă la 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 la, să cântăm, să chiuim, mă la 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 la, să nu ne mai despărțim, mă la 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 la, să cântăm, să chiuim, la 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 la, cu toți să ne veselim, la 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 la. La 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 la
Foarte frumoase cântece. Mulțumesc. Avem în această seară și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că puteți intra pe paginile noastre de Facebook, Rămășa pe Folclor sau Etno TV și ne puteți lăsa gândurile dumneavoastră. Vom fi aici de luni până vineri, de la ora 20. Părinte Cristian Pomohaci, sunteți deseori în mijlocul oamenilor de la țară. Cine îi ajută pe oamenii de la țară? Am ascultat-o cu mare atenție pe doamna director Steliana Sima, am ascultat cu mare atenție pe mare artistă și actriță Vasilica Tătaru, am ascultat pe emblema cântecului popular din Hunedoara și am tăcut pentru că mi-au plăcut ce au spus din amintirile lor. Eu nu trăiesc din amintiri pentru că eu trăiesc încă în sat. Pot trăi oriunde în lumea asta și în țara asta, pentru că oriunde pot să-mi permit să trăiesc și oriunde m-aș duce în România sunt acasă, dar eu încă trăiesc în sat. Acolo unde, duminică după amiază, după șez din Sfânta Biserică, îmi iau șizmile mcișoare și mă pot duce pe uliță să văd încă boboșii de gâscă, să văd încă boboșii de rață, să mă uit să văd unii mnisnei, să văd unii zdușbeșbei și să văd cine la oi, să văd când vine șurda, să văd cine stă la poartă, să văd cine se uită de după gard și ne trece, să văd, era o, atât am nici de drag, dar musa să spun că am trecut de ora 22, era o femeie în sat, Lemăriuță și tanti Măriuța, și Lemăriuță se ducea când era la cămin joc, dans, discotecă, la căminul cultural, să și așa zic, Măriuță, de ce te duci așa de aproape de copcii de tinerea? Așa, mă duc să văd care e de disubt. Da, sunt amintiri frumoase, dar în aceste vremuri omul de la țară are o viață mai grea, să spun așa. Pentru că de multe ori când merg la țară, văd oamenii mei dragi de acolo din Voicești cu ochii scăldați, dacă vreți, în lacrimi. Pentru că, iată, mai ales când vine iarna, omul are și el nevoie de un cărbune, are nevoie de un lemn, are nevoie și el să fie acolo. Georgel, te contrazic. Din totdeauna au avut nevoie și de lemne, și de cărbun, și de bani, din totdeauna țăranul a avut, dar omul harnic a avut ce mânca. Că nu s-au giftirit ei și nu au avut nu știu ce belșuguri, și, dar oamenii bogați întotdeauna au pornit de la țară, să știți. Pentru că așa cum zicea Steliana Sima... Ziua. Merge la munca câmpului mere și mai are și 3-4 copii, omul cine ăla... mere cu ziua ăla e un calic. La, iartă-mă, te rog, să mă ierți, că spun și te contrazic, eu trăiesc în sat. Spunea Vasilica Tătaru că rămână pământurile nelucrate. Nu e o palmă nelucrată de pământ, dacă ați știut dumneavoastră cât aleargă oamenii amut după pământ să lucre, cât... La mine sat nu, e, nu are depinde cine să muncească. Eu, nici la mine. Exact. No, nu are cine munci, mă, eu omule. Eu viu din țara, din țara de sus, din Ardeal. Uite, la mine nu are cine munci. Sorul mea a vândut și vacile, au vândut tot, că nu găsește om să vină la coastă, să vină să lucre. No, acum, asta e altă problemă, pentru că satul nostru a îmbătrânit și dumneavoastră găsiți oamenii bătrâni cu ochii plânși și storși de lacrimi, cum sunt părinții Steliani, cum sunt părinții mei, cum sunt poate bunicii părinții, mei, bunicii dumneai ei. Nu mai da, sunt părinte oamenii copii. Aleargă după un trai mai bun în străinătate. Vă dau un exemplu. Dar comuna. Oamenii care sunt împământeniți și oamenii care au tradiție, ei încă mai au acolo calul lor, au vaca lor, au... am plâns când a spus Vasilica de bunicul ei că o plâns după cai. Da. Eu știu o femeie de 82 de ani care nu-și vinde vaca. O să-ți vaca e viața mea. Și se duce în graj și povestește cu ea și vaca se uită și se întoarnă, copciți la facultate, nepoți la facultate, copciți stau în Cluj, unul stă în București, lucrează în minister, dar e acolo și mulge vaca. Era un om din Șugag, dumneavoastră știți ce-i Șugag, în județul Alba, omul ăla din Șugag, să vedeți... Pușa Poenaru era de acolo. Da, Pușa Poenaru din Luman, nu din Șugag, din Luman. Și... am întâlnit cu dumneavoastră în octombrie în America. Și omul ăsta din Șugac mereu și mulge vaca tot din două în două șasuri. Ori o vacă să mulge dimineața, la amiază și seara. Dar ăsta mulge din două în două șasuri ca să mânce laptele proaspăt. Da, părinte, dar trebuie cana. Să recunoaștem că sunt și oameni care nu au de multe ori ce le pune pe masă copiilor, pentru că așa a fost. Păi acum dacă voi ziceți că nu sunt copii în sat, cum, la ce copii să pună pe masă? Părinte, nu mai sunt copii. Care mai sunt prunci aia, că cei mai mari și-au luat zborul către țări. Georgel, iertați-mă că vă contrazic. Haideți în sate să vedeți ce abundență de mâncare este. Părinte, că pe mine mă doare capul. La Mușuni este. Acolo. La noi e la 9 km. Și vreau să vă spun în Caraorman. Acum nu vorbim de Moldova, eu vorbesc despre satul transilvanian, despre satul năsăudian. Vorbim despre, știți că în Moldova e o problemă mai mare. Haideți să vorbim așa. Dar
Copiii noștri au ce le trebuie, să știți. Vine autobuzul după ei. Eu când am fost copcil, mergem din Năsăud până în Rebrișoara, 6 km pe jos. Dimineața, 6 km pe jos, când se gătea școala. Amu vine autobuzul după ei. Îi duce dimineața la școală, îi aduce din amiază la școală. Cine avea așa pe vremea noastră? M-am uitat cât belșug e astăzi în sat și mă doare, asta mă doare pe mine în sat astăzi, pentru că nu se face nicării mai bun mârcoji, nu se fac mai bună șapa ca la noi, nu se face părădăițele mai bune ca la noi și vine mașină din oraș cu produse de la nu știu ce magazine, că nu le știu zice pe nume, că tătiesc cu nume străinesc, nu le mai zice nici unul cooperativă sau magazin să tătiesc, că tătiesc cu nume de străin și vin cu magazinul și strigă în trișcoaie, am adus legume, fructe și toată lumea se cu plasa de și-și cumpără de la mașină. Părinte, iertați-mă să înțeleg că acum este traiul mai bun față de cum era odată, din punctul meu asta de vedere. Să vă spun, eu am prins și vremea CAP-ului. Și eu, și pițigoiul pui dai bătrân. Eu am prins și vremea CAP-ului când oamenii mereu și lucrau cu ziua pentru 15 rânduri de mălai și le era luat pământul și le dă din altă parte numai ca să îi înstrăineze. Am prins și vremea așa când se fura de la CAP, am prins și vremea asta când omul își lucră pământului. Da, fură mai mult. E drept că acum nu are cine să lucreze. Dar nu are cine să mai fure de pământ. Că oamenii sunt bătrâni, dar sunt oameni care își doresc să lucreze terenul și să lucrează terenul într-un mod industrial, dacă pot să-l numesc așa. Vin din sat și știu ce grezi, dragii mei. N-avem unde, să vă spun ceva, n-am unde să-mi pun târna la oi. Dacă vă spune ceva. Ce se cultivă la tine acolo? Grâu, mălai, sfeclă și acum floarea soarelui se pune mai nou. Acum și soia. S-a adus acum de vreo 2 ani să pune soia. Pentru că este mult mistreț, sunt mulți mistreți și tare, tare mare prăpăd. Nu ne dă voie să ne atingem de mistreț. Mai de mult puneai foc, puneai făclit, te duceai cu câini. N-ai voie să mergi amut după porc cu bistreț cu câini. Dacă tu vorbiți de porc, părinte Cristian Pomohaci, ce știți despre legea porcului? Știți că este o lege dată... Porcii își fac legea lor, să știți. Porcii își fac legea asta lor. Asta știu, dar cum minte ce vă eu, spun? Un om de la țară, nu pot să crez mai mult de 5 porci. De ce? Am înțeles pentru că din porcii ea trăiesc. Am înțeles că este o lege, dar poți să faci în așa fel încât pe o gospodărie individuală să pui pe dumneavoastră vă puneți 5 porci, pe doamnă, pe fica dumneavoastră vă puneți 5 porci, pe fiul dumneavoastră vă puneți 5 porci, pe mama vă puneți 5 porci, pe bunicul vă puneți 5 porci și ea că într-o casă puteți să țineți 60 de porci dacă am vreți. Am înțeles. Acum puneți dumneavoastră pentru sufletele oamenilor 2 cântece și revenim la discuții. Da, vreau să zic de porci că pe hârtie nu voi să crești. Dar veniți la noi în Moșun și vedeți câți porci am eu în curte. Și nu vine nimeni nici Dumnezeu să ne dea măcar o vidără de hâlbe la porci. Venim, dar ne dați și nouă la pachet ceva. Cu drag. Vă făgăduiesc că vă tau un porc, cu drag. Bun, până atunci vă rog să le dați oamenilor de acasă cântecele dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, cântece deosebite, cântece de suflet, cântece extraordinare pentru publicul nostru minunat. Părintele Cristian Pomohaci. Și nu dorm, la 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 la, cât mă învârc și nu am somn, la 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 la. Și n-am somn și n-am hotine, la 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 la, ca peștile în apă lină, la 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 la. Trecut 50 de ani, la 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 la, și cu bine și cu bai, la 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 la. S-au dus 50 ca și unul, la 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 la, dar nu se lasă bătrânul, la 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 la. Florile de măr, la 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 la, și să văd la mine-n păr, la 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 la. Anii nu-i mai socotesc, la 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 la, și așa și așa îmbătrânesc, la 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 la. Ce
la 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 la, pașe liniște și trai, la 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 la. Da te rog, Doamne, să-mi dai, la 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 la, locul făgăchit din rai, la 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 la. La mocod o murit o babă-n pod, n-o murit de voie bună, o murit mâncând slănină, nu-i-o fost nimeni de șină. Bate doba a doua oară și baba din mort se scoală, bate doba la mocod, babii nu-i facem prohod, că-i suită iar-n pod, mă. Bate doba la mocod, că-i suită baba-n pod, mâncă iar la cârnaț, norai strigă din târnaț, stați ar soacră îndrumați. Doba la mocod, dar pe babo doare-n cot, iei gândul la slănină, la cârnațul de la grindă, doar la îmbla flămândă. Bate doba la mocod, dă-te babă jos din pod, s-o pe noră păcatul să te scuie la tăt satul, că cârnatul mâncă ca humă. Bate doba la mocod, baba-i tăt acolo-n pod, stăie baba până mâine și de noi poate rămâne, că bugătâi de rușine. E baba mult și vine și de noi poate rămâne, că am făcut-o de rușine. Da, avem cântece frumoase, cântece satirice, avem cântece de suflet, avem tot ce vă trebuie dumneavoastră, celor de acasă. Dar vreau să o rog pe Steliana, pentru că sunt curios și sunt convins că și cei de acasă sunt curioși, să ne spui secretul ăsta al sufletului tău față de mama. N-ai scăpat, să știi. Acum vreau să spun că am mai multe secrete. Adică în cutiuța... Aolo! Da, în cutiuța... Păi spune-ne și nouă două, trei secrete atunci. În colțișorul meu de acolo din suflet am acolo o cutiuță în care țin lucrurile pentru mine, pentru că cel mai bine am învățat din viață. Cel mai bine este să le țin pentru mine. Chiar și atunci, așa? Da, 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 sunt foarte convinsă de acest lucru. Dar, mă rog, unul dintre secrete, dacă tot umblați cu astfel de provocări, vreau să spun că mama, părinții mei n-au știut niciodată atunci când mie mi-a fost greu. Când am trecut prin momente dificile, ei au aflat întotdeauna după aceea, pentru că un părinte... În momentul în care află de problema copilului, el suferă mai mult, adică dă mult mai multă amploare acelei probleme pe care tu o ai, o gestionezi destul de bine, o depășești, mergi mai departe, dar mama și tata rămân în suflet cu și se frământă și până mă află ei. Am că lucrurile că s-au aranjat. Nu le spui părinților durerile tale, dar se spune că o mamă simte durerea unui copil. Mama știi copil. Cum face? Hai să spun, dacă uite, parcă ne-am vorbit. Mama pune mâna pe telefon și începe. Am visat azi noapte. Ce ați făcut?
Am visat azi noapte că, nu știu, de tine, de băiat, de Cristi, de bărbatul meu sau te mir ce, nu știu. Și dacă află că la mine nu, mamă, totul e în regulă. Vise de noapte, nu așa. O ia pe sorul meu, deci ne ia pe toate la rând, după aia le ia pe ale vară mea. M-am două verișoare primare, că noi am crescut ca surorile. Tot să afle și ceva. Ne ia, da, că ea a visat și că trebuie. Măi, dar știi că... Merge țintă? Dar nu poți să-i spui, da, așa este ce da, s-a întâmplat. Au fost și situații când a mers, știi cum... Da, sigur că da. Păi pentru nu e cazul. Pentru că mama întotdeauna pune la suflet da, și își face cazul. Griji și că tot așa. Că tu rezolvi problema, dar mama stă și se frământă și până află, până rezolvi tu problema, ea deja trebuie să o duci pe ea cu smurdu. Și atunci de ce s-o tupă ea? Doamne, mai bine rezolvi problema. Auzi, tu ești foarte secretoasă, pentru că n-ai spus și n-ai venit să serbezi. Acum câteva zile a fost ziua ta. Ziua ta de naștere, scumpa mea. Da, eu sunt născută la zi de bobotează și mulțumesc. Georgel, să știi că soțul ei, uite că nu spune, care este un scump și un drăguț, i-a făcut niște cadouri atât de frumoase. Unul se află la urechi. Uite, ia uitați-vă la urechile ei. Mi-a adus un buchet mare de flori și două perechi de cercei. A zis că se potrivesc foarte bine. Una dintre perechi se află la urechi. Nu, la urechile mele. Mie mi-au fost dăruite și consider că se potrivesc foarte bine cu ce am la gât și îți mulțumesc soțul meu pentru darurile pe care mi le-ai oferit de ziua mea. Îți mulțumesc frumos. Uite că mi-ați dat și prilejul acum să-i mulțumesc în direct. Da. Mi-a adus așa o pereche și o pereche de zi. Așa mai pe lob scurt așa fără. Vezi, dar sunt foarte frumoase. Te apreciază, dar să știi că te apreciază foarte mult. Poți să dai, da, uite, sunt cu filigrana. Da, dați acolo un detaliu, vă rog, la cercei să vadă. Da. Pentru că s-a gândit că merg foarte bine la costumul popular și chiar merg foarte bine. Îmi doream pentru costumul popular, îmi doream o pereche de cercei și atunci el a fost ca o sugativă, așa, a fost foarte receptiv și a ținut minte și a zis. Eu vreau să spun, dragă Georgel și colegii mei dragi, voi sunteți tineri, sunteți atât de bogați că nu vă imaginați că vă aud că vorbiți că aveți părinți. Ce frumos e! Mi-aduc aminte, Georgel, dragă, și voi, dragii mei, și telespectatorii noștri dragi, că mă duceam pe uliță, totul era o floare, totul era extraordinar. Când intram în casă, Georgele, focul ardea. Da. Avea o teracotă și o plită de asta care avea în ler, se spunea la noi, în cuptor. Așa. Și cu ce crezi că m-a aștepta? M-a aștepta cu gutui cartofi cops și cu meră coapte, mă. Măi, nu aveam lumina electrică, că târziu o băgat-o la noi. Dar dragostea aia de părinți... Aveați dragostea părinților, aveați dragostea nu știu, dar acum când mă duc... Măi... Nu mai trebuia nimic, că ei lumâneau tot. În orice caz, cine are părinți să trăiască toți părinții. Să fie sănătoși, să vă bucurați Elena, de ei. E cea mai mare... E cea mai mare avuție, pentru că dacă ai, dacă strigi mamă, tată și ei îți răspund... Ești cel mai bogat. Ești cel mai bogat om. Dar iată ce scrie, Steli, fii atentă. Doamna Rodica Stoica, fii atentă, scrie așa. Artista Steliana Sima este prințesa sufletului meu și idolul meu preferat. Este raza mea de soare ce strălucește zi de zi în casa sufletului meu. Artista cu nume de stea este suflet și viața mea. E comoara ce o port în gând, în inimă și peste tot. E îngerul meu păzitor și lumina ochilor. Zeița mea cu ochi de albăstrele ce îmi mângâie azi zilele mele. Mult succes, suflet frumos de floare. Îmi faci seara sărbătoare și în suflet mi-aduci alinare. Milioane de pupici de la Drăgășani
și Timișoara. Așa cum spuneam, semnează doamna Rodica Stoica. Pe Facebook am primit acest mesaj. Mulțumesc foarte mult! Sunt mii de mesaje. Mulțumesc. Felicitări, mulțumesc, Vasilica, ești superbă! Felicitări părintelui Cristian Pomohaci, întotdeauna o bucurie să-i ascult cântecele. Mă bucur mult de tot pentru că o revăd pe marea artistă a cântecului popular, pe doamna Elena Merișoreanu. Mulțumesc. Foarte, foarte multe mesaje. Intrați și dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook, Rămășa pe Folclor și Etno TV. Le mulțumim, le mulțumim. Mulțumim tuturor, vă mulțumim. Vă mulțumim, ați fost cu noi în această seară. Te rog să aduci lumină în sufletele oamenilor, Steliana Sima. Lumină vor aduce și ceilalți invitați. Vă reamintesc, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, că vom fi la Rămășa pe Folclor de luni până vine, de la ora 20. Încercăm să intrăm în casele dumneavoastră prin intermediul ecranului cu artiști dragi ai muzicii populare românești. Acum, un buchet de cântece populare. Mea, că sunt un om cu sufletul curat.
să fiu mereu în preajma ta și să ne iubim cu adevărat. Îți dăruiesc inima mea, că sunt un om cu sufletul curat, să fiu mereu în preajma ta și să ne iubim cu adevărat. Este o vorbă și e foarte adevărat, în viață iartă ca să fii și tu iertat, și apoi iubește ca să fii și tu iubit, și cu speranță ai să fii în viață fericit. Căci este o vorbă și e foarte adevărat, în viață iartă ca să fii și tu iertat, și apoi iubește ca să fii și tu iubit, și cu speranță ai să fii în viață. Soarelui de mai, la mine în suflet vreau să te păstrez, căci farmec vieții tu îmi dai, fără tine nu pot să trăiesc. Ca floarea soarelui de mai, la mine în suflet vreau să te păstrez, căci farmec vieții tu îmi dai. Căci este o vorbă și e foarte adevărat, în viață iartă ca să fii și tu iertat, și apoi iubește ca să fii și tu iubit, și cu speranță ai să fii în viață fericit. La barul mare, la-l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 -
la mire și la mire să la 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 ne urăm case de piatră la 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 iar nunta și cântă cor la 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 să trăiți tinerilor la 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 să trăiți tinerilor și să aveți în casă spor și să aveți în casă spor la 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 iar când părul goalbii se legă naș de poții se legă naș de la mire și la mirea să le urăm ca să de piatră le urăm ca să de piatră la 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 păi la mire și la mirea să hai ha le urăm ca să de piatră casă de piatră tuturor mirilor, sănătate telespectatorilor și bucurii. Doamnelor și domnilor, mâine seară de la ora 20, alte subiecte, alți invitați, tot aici la Rămășagă pe Folclor. Mulțumim Steliana Sima, mulțumim Vasilica Tătaru, mulțumim doamna Elena Merișoreanu, mulțumim părintelui Cristian Pomohaci. Le mulțumesc colegilor din platoul de filmare, le mulțumesc și colegilor din regia de emisie. Desigur, vă mulțumesc dumneavoastră celor de acasă. Pentru că iubiți muzica populară și pentru că iubiți ceea ce facem noi aici la Rămășag pe Folclor. Să aveți o seară minunată, iar acum tragem de roată și cântăm cu părintele Cristian Pomohaci. La revedere! Cat că nisoponul mai să mânce și șaunul. Nu mâncat că nisoponul, nu știut că Iolis domnul. O intrat la noi în casă, o căță de așa-i flocoasă, o căță de așa-i flocoasă. Luat după mirosă mă, o crezut ca da de os, o crezut ca da de os mă. Veșina spănuit, măi păgubit, spăgubit, măi pe veșina spănuit, măi că o fost cățaua ei, măi cu vo trei patru căței, cu vo trei patru căței, măi că așa-i zice de acasă. Mustășoasă și flocoasă, mustășoasă și flocoasă. Păi că o striga tot din casă, cuși de acolo mustășoasă. Cu veșinul n-am nimic, măi, nici de luat, nici de împărțit, măi. Flocoasă-i a ei, măi, o cunosc dintre dulări, măi. Într-o limbă de sopon, mă, nu mă sfădesc că-s domn, știu să tac și să știu domn, mă. Nu mă strâng cu veșina, mă, că sopon o-i mai afla, ori de nu, nu m-o-i spăla, mă. Talușa și baron, măi, o lăsat fără sopon, măi. Dar dacă mai vine-n casă, am s-o tund pe mustășoasă. Am s-o rat cu mâna mea, măi, pe cățaua și pe iemă. Ca să știe lumea bine, popă-tăt, popă rămâne, popă-tăt, popă rămâne. Ca să știe
ieșe din lanț, mă. Popai popă și-n șanț, popai popă și-n șanț, mă.